Da, domnule, de ce nu acceptăm un lucru? Da, suntem români, dar suntem a doilea stat românesc. Care-i problema? A doilea stat românesc. Care-i problema? De ce atâta bataie? De ce rușii, ucraineni ne atacă, domnule? Nu e adevărat. Trăim în arealul românesc. Avem din 1812 imperiul, ne-au făcut aceia ce ne-au făcut imperiul otoman cu imperiul rus, ne-am întors o pică istorie. Așa că se împlinesc la 100 de ani și nu putem să spunem lucrurile acestea. Și turcii, atunci când au fost război și au făcut armistițiu cu ruși, s-au înțeles. Și turcii, de fapt, au dat o teritoriu care au fost suzeren turcilor, și ei erau atunci suzenatul Imperiul Otoman, i-au dat rușilor. Și aici au luat-o. Eu au vrut până la Siret, i-au dat-o până la Prut. Că erau niște lucruri cu aia. Și noi, 200 de ani, de ce spune tinerii că da, chipurile acum, 200 de ani, au trecut 20 de generații, că e generație 20 de ani, unde au fost spălat creierii extrem de puternic. Și noi suntem moldoveni. Și gata, s-a terminat. Nu suntem nici români, nici cu tare. Suntem moldoveni. Terminăm cu basmele astea. Odată și odată trebuie să ne curățăm de zori, de gunoare, de prostii, de tâmpenile astea care se vehiculează. 20 de ani spunem ce limbă vorbim, cine suntem, cine cu tare. Și politicienii care sunt la putere, și care sunt pirindați, și care sunt, și care aspii, ei permanent aspiculează în momentul ăsta.